Lungi șiruri de tractoare au blocat drumurile din Bavaria, precum și străzile din capitala Germaniei, Berlin. Fermierii germani sunt supărați pe ceea ce percep ca fiind reglementări de mediu nejustificate. În acest context au decis să-și facă vocile auzite în stradă, cerând revizuiri urgente privind aceste politici de mediu. Mii de tractoare au blocat infrastructura rutieră a Germaniei, fermierii exprimându-și astfel frustrările legate de reglementările de mediu. Primarul capitalei germane a recunoscut că protestul este o povară pentru Berlin, însă fermierii au dreptul de a-și exprima punctul lor de vedere, iar localnicii trebuie să tolereze aceste perturbări. Protestele s-au desfășurat în condițiile în care Berlinul organizează Săptămâna Verde, un târg alimentar și agricol unde sunt invitați reprezentanți din toată lumea. Festivalul anual, care există de aproape 100 de ani, a cunoscut o serie de proteste în ultimul timp, localnicii exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitorul industriei agricole și al politicii de mediu. Protestatarii sunt nemulțumiți de politicile guvernamentale privind bunăstarea animalelor și de restricțiile privind utilizarea pesticidelor pentru protejarea insectelor printre altele. Este pentru a doua oară în ultimele luni când un astfel de protest are loc în Germania, cu mii de tractoare invadând zonele urbane ale țării. În octombrie 2019, fermierii au ieșit în stradă nemulțumiți tot de politicile guvernamentale legate de mediu.